Bine v-am regăsit, dragii mei! Am ales Brașovul pentru că sunt de părere că acest oraș chiar aduce acea experiență neaoș așa de Crăciun și m-am gândit să fiu aici acum, în aceste momente, când toată lumea se află în familie, oarecum, știți prea bine de ce spun oarecum, însă în acele momente în care toată lumea petrece alături de cei dragi. Eu aș dori să vă transmit pe această cale multă sănătate, să vă urez un sincer la mulți ani și sper să ne revedem în anul ce urmează și mai sănătoși și mai buni și mai cu poftă de muncă și să avem un an mult mai bun decât cel care tocmai trece așa ușor pe lângă noi. Dacă tot suntem la acest capitol în care vorbim așa lucruri mai lejere, aș vrea să vă spun câteva chestii pe care chiar simt eu să le spun, și anume, unul la mână, dacă vă doriți ceva, nu ezitați să luptați pentru acel lucru. Eu chiar nu am crezut că canalul meu va crește. Într-adevăr, crește mai greu, nu crește atât de repede precum alte canale, însă chiar am rămas plăcut surprins că cei care se abonează nu sunt hateri, cum știți prea bine că se întâmplă. Sunt oameni care chiar găsesc interesant conținutul pe care eu îl fac. Chiar dacă am mai greșit pe aici, pe acolo și mi-asum acest lucru, nu m-au sancționat, ca să zic așa. M-au lăsat să-mi fac treaba, au înțeles că sunt la început și chiar nu am fost criticat precum așteptam eu să fiu. Așadar, dacă aveți un target, dacă aveți un scop real, nu ezitați să munciți pentru ceea ce vă doriți, pentru că sunt sigur că veți reuși să faceți ceea ce vă doriți voi. Asta una la mână. Doi la mână, pentru anul ce urmează, eu o să încerc să fac conținut din ce în ce mai bun pentru voi și o să încerc să mă axez mai mult pe partea de avocatură, business, antreprenoriat, pentru că am văzut că asta vă place cel mai mult să vedeți pe canalul meu. Într-adevăr, am văzut că și studenții se uită pe canalul meu, în număr destul de mare. Prin urmare, o să continui și cu materiale pentru studenți, pentru că și eu mi-aș fi dorit ca la un moment dat cineva să-mi spună sau să-mi împărtășească din experiențele sale cu privire la acea perioadă care este foarte dragă multora și, bineînțeles, și mie. Prin urmare, o să mă focusez mai mult pe partea aceasta, da? De business, antreprenoriat, avocatură și, bineînțeles, conținut pentru studenți, lăsând la o parte latura mai personală a vieții mele, pe care, într-adevăr, o voi insera, dar mai rar. În al treilea rând, eu aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat și care vă veți abona, chiar dacă nu vă cunosc de acum, însă vă mulțumesc mult pentru susținere, vă mulțumesc mult pentru mesajele drăguțe pe care le-am primit pe canalul meu. Chiar am rămas de fiecare dată plăcut impresionat că ați apreciat munca mea. Nu este ușor, să știți că nu este o muncă ușoară, dar atunci când o faci cu pasiune, chiar devine o muncă foarte șmecheră. Foarte, foarte, foarte șmecheră. Și chiar vă recomand să încercați. De ce nu? Toată lumea poate să-și achiziționeze o cameră, un microfon și să înceapă să spună ce gândește.
Bineînțeles că vă puteți implica în orice altă activitate care vi se pare vouă interesantă. Chiar cred că atunci când găsești ceva care te face cu adevărat fericit sau care te provoacă să evoluezi, chiar ar trebui să-ți urmezi acea activitate sau ar trebui să urmezi ceea ce simți tu că este bine pentru tine. Este important să facem chestiunile astea pentru a ne păstra așa sănătoși din toate punctele de vedere. Cam atât am vrut să vă spun. Eu vă urez multă sănătate, un sincer la mulți ani, numai bine. Și dacă tot vorbim despre abonați, aș vrea să vă arăt cadoul pe care l-am primit de la doi abonați. Este un tablou în care eu întruchipez un personaj de benzi desenate din epopeea Marvel, mai precis Deadpool, iar Tsupi este asistenta mea de încredere. Aș vrea să le mulțumesc celor doi abonați pe nume Vladimir și Mario. Cei doi sunt doi antreprenori foarte tineri care au făcut acest proiect, se numește tabloido.ro. Acolo veți putea și voi să vă faceți aceste tablouașe pentru copiii voștri sau persoanele dragi vouă. Iar în locul feței mele, bineînțeles, vă veți putea pune orice față a unui membru de familie sau poate chiar fața voastră. De ce nu? Eu zic că este un proiect foarte interesant și chiar le mulțumesc celor doi și le urez multă baftă cu acest proiect. Sunt sigur că o să reușească, sunt doi tineri extraordinar de faini și vă urez sărbători fericite, așa cum v-am urat și în prima parte a vlogului. Numai bine!